Concertul este dedicat anume sărbătorii zilei Victoriei și a Ziului Europei, iar ce ține de costuri, o să aflați mai multe informații din partea partidului când se încheie desfășurarea tuturor evenimentelor de astăzi. Există o anumită procedură cum au loc rezervările de piață și există o anumită procedură cum se împarte după aia între partide. Și ea a fost respectată în tocmai la Primăria Chișinăului. Nu contează cine a rezervat acum 5 ani de zile, fiindcă dacă eu mă aduc aminte foarte bine, cei de la Platforma sau de la alte partide ca partidul nostru au rezervat piața probabil pe 10 ani înainte pentru tot felul de proteste. Doar așa, în viitor, dacă va fi nevoie. Dar trebuie să existe o solidaritate și între forțele politice, trebuie să existe o solidaritate între toți exponenții politicului, indiferent de culoare, pentru a găsi timp și loc în așa fel încât absolut toți să-și sărbătorească zilele pe care le consideră ei. Astăzi Partidul Democrat sărbătorește și Ziua Victoriei, comemorează victimele celor de-a doilea război mondial, dar sărbătorește și Ziua Europei, fiindcă, repet, Europa nu ar fi existat fără victoria din 1945.